ajunge Bejar pentru Stăncioiu și o degajare lungă a golkeeperului de la ASEA. Aleargă după această minge, accente, nu este offside, ocazie, gol! Iată că din a treia încercare iese lui Mircea Accente și Steaua făcută groghi în aceste momente de echipa lui Cristi Pustai. Vârful, Mircea Accente reușește să-l învingă pe Arla Uschis în minutul 54 al partidei. Cine pasează lui Mircea Accente? Eduard Stăncioiu, greșeală uluitoare în defensiva Stelei. Nu ai voie să încaseze gol după o pasă a portarului. Iată-l pe Accente, preia mingea cu dreptul, trage cu stângul, fără speranțe pentru Arla Uschi și echipa lui Cristi Pustai deschide scorul pe stadionul Transil. Nu a reușit să-mi scrie Accente cu dreptul, nu a reușit să-mi scrie cu capul, iată că a reușit cu stângul.